Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Începând cu luna martie, energia electrică s-ar putea scumpi pentru consumatorii din centrul și sudul țării. Ce tarife a solicitat Energocom de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, aflați în minutele ce urmează. După un val masiv de proteste al fermierilor din întreaga Europa și agricultorii din Republica Moldova, anunță că cel mai probabil vor relua protestele. Aceștia menționează că revindicările înaintate anterior către autorități în continuare rămân ignorate. Motorina și benzina se vor scumpi și în weekend. Ce prețuri a stabilit ANRE pentru următoarele 3 zile, aflați la știrile Agro TV. Energia electrică s-ar putea scumpi luna viitoare pentru consumatorii din centrul și sudul țării. Premier Energy a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care cere un tarif mai mare cu 38 de bani. În același timp, Energocom cere ieftinirea energiei electrice cu 29 de bani. Furnizorul Premier Energy vrea un tarif de 2 lei și 77 de bani la lumină, comparativ cu 2 lei și 39 de bani pentru un kilowatt-oră, cum este în prezent. Totodată, Energocom solicită un tarif mai mic la energie, este vorba de 3 lei și 32 de bani pentru un kilowatt-oră față de 3 lei și 61 de bani. În Republica Moldova vor fi stabilite limite pentru plățile în numerar. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în prima lectură de legislativ. Potrivit autorităților, noile reglementări vor asigura creșterea transparenței și securității tranzacțiilor, combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale, de asemenea dezvoltarea economiei digitale și utilizarea unor soluții rapide de efectuare a plăților. Și vorbim de limita de 100.000 de lei pe tipuri de tranzacții. Avem tranzacții cu limita de 100.000 de lei per tranzacție, pe perioadă distinctă vorbim de o lună și pentru anumite tranzacții cumulativ pentru un an de zile. Sunt stabilite în această lege și anumite tranzacții care nu au plafonare în ceea ce privește utilizarea numeralului și vorbim de achitarea salariilor, vorbim de achitarea creditelor, vorbim de achitarea impozitelor și taxelor și altor plăți către bugetul de stat. În același timp, ministrul finanțelor, Petru Rotaru, a explicat cum va funcționa noua lege. Astfel, la cumpărarea unui bun imobil va fi acceptată plata în numerar doar dacă valoarea acestuia nu depășește 100 de salarii medii lunare pe economie, iar în cazul cumpărării unui mijloc de transport, 50. Salariul mediu pe economie prognozat pentru 2024 fiind de aproximativ 11.000 de lei. Noi, în proiectul de lege, noi n-am stabilit sumă, o constantă. Noi am stabilit o variabilă astfel încât să fie ajustată și la creșterea prețurilor și la toți indicatorii. Și vorbim de 100 de salarii medii pe economie și aceste 100 de salarii medii economii pentru 2024 sunt 13, 1.370.000 de lei, asta însemnând undeva 71.000 de euro. Proiectul mai prevede limitarea comisioanelor aplicate pentru efectuarea decontărilor prin transfer. Pentru încălcarea acestora la efectuarea și încasarea plăților în numerar, se vor aplica amenzi în mărime de la 3 până la 10% din sumă. Când vorbim de tranzacțiile imobiliare, noi am stabilit 0,1% din sumă, plafonare. Noi am stabilit plafonare. Actualmente, tranzacția în lei între două persoane fizice, dacă este în regim normal, e 5 lei, o tranzacție de transfer, și dacă este în regim urgent, de urgență, e 20 de lei. Adică când vorbim de costurile, dacă se fac tranzacțiile în lei, pentru a achita procurarea unui imobil. Proiectul urmează a fi examinat și în lectura a doua de Parlament.
252 de milioane de lei sub formă de subvenții au fost debursate pe conturile agricultorilor în prima lună a anului 2024. Datele au fost prezentate de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Potrivit instituției, astfel a fost marcată o eficiență semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când suma distribuită constituia 92 de milioane de lei. Astfel, în prima lună din acest an, pentru subvențiile post-investiții au fost debursate peste 45 de milioane de lei, iar pentru subvențiile în avans peste 1 milion de lei. Concomitent, pentru implementarea programului LEADER au fost debursate aproape 6 milioane de lei, aproximativ 150 de milioane pentru cereri de solicitare a subvenției complementare, peste 30 de milioane pentru plățile directe în sectorul zootehnic, iar peste 19 milioane au fost debursate Fondului Național al Viei și Vinului. Pentru anul 2024, mărimea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural constituie 1,6 miliarde de lei. Începând cu 1 februarie, fermierii pot depune cereri de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare a anului curent. Apelul este deschis până pe 30 septembrie 2024. Fermierii din Belgia continuă protestele, blocând mai multe puncte de trecere a frontierei cu Olanda. Aceștia sunt nemulțumiți de taxe, creșterea costurilor, importurile ieftine și birocrație, scrie libertatea.ro. Unul dintre punctele de trecere blocate este cel din direcția Anvers, al doilea oraș ca mărime din Belgia și unde se află al doilea port ca mărime din Europa. În vestul Belgiei, fermierii blochează de mai multe zile intrarea sau ieșirea camioanelor din portul Zeebrugge. Aproape 2000 de camioane sunt blocate acolo. Poliția locală a anunțat că le oferă șoferilor servicii de catering și facilități sanitare. Premierul belgian Alexandre De Croo a declarat că a venit momentul să renunțe la aceste blocaje. Semnalul a fost dat. Le-am primit la nivel federal și european. Astăzi, guvernul flămând face același lucru. Acesta este un angajament de a continua să lucrăm cu ei în săptămânile următoare. Cred că a sosit momentul să renunțăm la blocaje. Alexandre De Croo consideră că mai multe măsuri au fost deja luate. De exemplu, Europa nu introduce în prezent regula care obligă agricultorii să lase 4% din terenurile arabile în paragină. Sunt pe deplin conștient de faptul că manifestanții se așteaptă ca soluțiile să fie găsite foarte repede, dar unele probleme sunt complexe și au nevoie de timp. Fermierii au protestat la 1 februarie la Bruxelles, unde au aruncat cu ouă și pietre, au mers cu tractoare, au aprins focuri pe străzi și s-au ciocnit cu poliția locală. În ziua în care liderii europeni s-au reunit pentru un summit extraordinar dedicat Ucrainei. La finalul reuniunii, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că executivul comunitar va pregăti o propunere pentru a reduce povara administrativă care apasă asupra agricultorilor. Fermierii polonezi anunță grevă generală, începând cu 9 februarie, marcând protestul prin blocarea tuturor punctelor de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina, precum și prin închiderea drumurilor și autostrăzilor în anumite regiuni, scrie portalul de știri ucrainean AgroTimes. Anunțul despre proteste a fost făcut pe site-ul Sindicatului Agricol Polonez Solidaritate. Blocarea tuturor punctelor de frontieră dintre Polonia și Ucraina, precum și închiderea drumurilor și autostrăzilor în anumite regiuni este programată să înceapă la 9 februarie 2024 la ora 10. Decizia fermierilor vine în contextul nemulțumirii față de poziția Bruselului, exprimată la sfârșitul lunii ianuarie 2024, considerată inacceptabilă de întreaga comunitate agricolă poloneză. Fermierii critică de asemenea pasivitatea guvernului polonez și afirmațiile privind colaborarea cu Comisia Europeană, precum și angajamentul de respectare a tuturor deciziilor Comisiei Europene cu privire la importul de produse agricole și alimentare din Ucraina. Amintim că membrii Comisiei Europene vor lua în considerare cererile Poloniei în ceea ce privește acordul privind facilitățile comerciale dintre Ucraina și UE. Situația continuă să evolueze, iar fermierii polonezi par hotărâți să-și facă auzită vocea printr-un protest de amploare.
În câteva zile se împlinește un an de la cutremurul cu magnitudine de 7,8 care a lovit Turcia. Oamenii care locuiesc în regiunile afectate încă se străduiesc să-și refacă viața. Peste 400.000 dintre ei locuiesc în continuare în case container, deoarece apartamentele promise de guvern nu sunt gata nici acum. La un an de la cutremurul care a distrus sute de mii de case în sudul Turciei, Fatima locuiește într-un cort cu soțul ei și cei de copii. Ea se teme să se întoarcă în casa din care a fugit, chiar dacă aceasta nu s-a dărâmat în urma seismului. Mi-am pierdut fiica în cutremur. Mi-am pierdut fiica care avea 20 de ani. Era căsătorită de 45 de zile. De când mi-am pierdut fiica, nu ne mai putem întoarce acasă. Bine, casa noastră este ușor avariată, dar ne este frică. Drumurile care duc spre Antakya sunt mărginite de rânduri de case container, doar unul dintre numeroasele așa numite orașe container. Potrivit Crucii Roșii, acestea adăpostesc aproximativ 430.000 de persoane din 11 provincii grav afectate. Nu sunt foarte optimist. Nu am speranță pentru că nu este ceva din care să-ți revii rapid. Poate că nu ați văzut întreaga Antakya, dar dezastrul este imens. Tot Crucea Roșie subliniază că una din patru persoane care locuiește în regiunea afectată nu are un loc de muncă și trăiește din mila oamenilor. Un efort masiv de reconstrucție este în curs de desfășurare în zonele devastate de cutremur, care a făcut peste 50.000 de victime în Turcia și cel puțin 6.000 în Siria. Guvernul a promis să construiască peste 300.000 de locuințe pentru familiile strămutate. În calitate de administrație pentru dezvoltarea locuințelor din Turcia, locațiile sunt selectate cu mare atenție și grijă, ceea ce face ca munca noastră să fie specială sunt evaluările geologice și rapoartele de studiu ale terenurilor pe care le-am ales. Oficialii guvernamentali spun că noile case sunt proiectate pentru a rezista la cutremure puternice. Până la sfârșitul lunii februarie, intenționăm să livrăm 6.416 locuințe, iar livrările vor continua în același ritm și după aceea. Cu toate acestea, experții internaționali au avertizat că în graba de a reconstrui, guvernul ar putea repeta greșelile din trecut și ar putea lăsa oamenii vulnerabili în fața următorului dezastru natural major. România, China și Turcia au fost anul trecut principalii exportatori de produse agricole din Ucraina. Despre aceasta a anunțat Mikola Puhachov, adjunctul directorului Institutului Național de Economie Agrară, transmite Ager Press. Pentru prima dată, România a fost pe primul loc în rândul importatorilor majori de produse agricole din Ucraina, aducând produse în valoare de circa 2,39 miliarde de dolari. Ponderea sa în exportul de produse ucrainene s-a situat la 13%. Aceasta este urmată de China, care a importat din Ucraina produse agricole de 2,32 miliarde de dolari. Spre deosebire de 2022, volumele de import de produse agricole din Ucraina ale Chinei au urcat la 18%. Pe locul 3 a fost Turcia, care a importat din Ucraina produse agricole de 1,39 miliarde de dolari. Ponderea sa în exporturile de produse ucrainene s-a situat la 9%. Printre principalii 10 importatori de produse agricole din Ucraina se află și Spania, Țările de Jos, Egipt, Italia, Germania și Ungaria. În 2022, Polonia, România și Turcia au fost principalii importatori de produse agricole din Ucraina. China a depășit Japonia în anul 2023, devenind cel mai mare exportator de vehicule din lume, arată datele Asociației Producătorilor Auto Nippon, preluate de agenția France Press. Japonia era din 2017 cel mai mare exportator mondial de vehicule. Asociația Producătorilor Auto Nippon a transmis că anul trecut Japonia a exportat 4,42 milioane de vehicule, în creștere cu 16%, iar vânzările interne au totalizat aproape 4,78 milioane de unități. În schimb, în 2023, China a exportat 4,91 milioane de vehicule, cu aproape 58% mai mult decât în 2022. Cea mai mare creștere a fost reprezentată de categoria vehiculelor electrice și hibride. De exemplu, BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din China, va construi o fabrică de automobile în Ungaria, deoarece are în plan să se extindă pe piața europeană. De altfel, oficialii BYD sunt în etapa finală a negocierilor cu guvernul de la Budapesta pentru uzina în care vor să investească mai multe milioane de euro. În general, piața auto japoneză a înregistrat scăderi ale vânzărilor din anii 2000. Toyota și alți producători auto nipone au dezvoltat mașini electrice, dar investesc și în alte tipuri, vehicule hibride și vehicule alimentate cu pile de combustie.
Motorina și benzina se vor scumpi și în weekend. Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru sâmbătă, duminică și luni. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24 de lei și 21 de bani, cu 7 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 22 de lei și 23 de bani pentru un litru, în creștere cu 11 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare cu 3 lei și 13 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 6 lei și 59 de bani per litru în cazul motorinei standard. ANRE constată că de la începutul anului acesta, prețurile la carburanți au înregistrat o creștere semnificativă, factorii care au influențat nivelul prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard au fost creșterea cotațiilor plas la bursele internaționale, punerea în aplicare a noilor accize la carburanți și ajustarea marjei comerciale specifice în mărimea contribuției pentru eficiența energetică. Cer variabil, vânturi moderate, temperaturi generoase însoțite însă de ploi slabe pentru acest weekend, potrivit meteorologilor. Astfel, sâmbătă la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 2 grade, iar noaptea coboară până la minus 5 grade. În centru, termometrele vor indica până la 4 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la minus 2 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 7 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 0 grade. În capitală, maximele se opresc la 5 grade, iar noaptea vom avea în jur de minus 2 grade. Duminică, vremea se va încălzi, însă am putea avea parte și de ploi slabe. Temperaturile se vor încadra între 0 și 13 grade.